v-am găsit, dragilor. Vă propun o rețetă ușoară care se pregătește în timp scurt. Am fost și am cumpărat de la măcelărie cordon bleu. Carne de vită și înăuntru are brânză, mirodenii și am cumpărat gata preparate, vedeți, aceste chifteluțe. Chifteluțe care sunt făcute un pic mai altfel decât le facem noi de obicei, adică fără usturoi, doar cu brânză și cu pătrunjel și asezonate, bineînțeles, cu mirodenii. Pentru că vreau să fie o cină gustoasă și ușor de digerat, am să pregătesc lângă o salată de crudități, adică o salată verde asortată, mai multe feluri de salată pe care le-am pus aici într-un castron. O să pun, o să o completez cu castraveți pe care am să-i curăț, o să-i tai nu foarte subțiri, nu foarte mari felile. Roșii, pe care le-am spălat, bineînțeles, în prealabil, jumătate de ardei roșu. Și dacă vedeți, mi-am pregătit aici pătrunjel verde și pentru aromă, pentru că știți că pătrunjelul are foarte multă vitamina C, dar este și foarte aromat și ca să-i simt gustul, am să-l tai puțin mai mare. Mi-am pregătit aici vegeta cu care o să sărez. V-am obișnuit deja și știți că eu gătesc cu vegeta. Ulei de măsline. Mi-am pregătit miere ca să îndulcesc, ca să nu mai pun zahăr, pun miere de albină. E și sănătoasă și o aveți, sunt convinsă, toate gospodinele au în casă miere de albină. Da? Să pun 2-3 lingurițe. Am să pun, dacă tot am spus că pun ulei de măsline, am să pun oțet balsamic, care este mai aromat și nu foarte acru. Câțiva pufuleți, da? Apoi am să pun astea în cuptor, adică cordon bleu și aceste chifteluțe, am să le pun pe hârtie de copt în tavă, în cuptorul pe care l-am pus la preîncălzit, la 180 de grade. Am să le pun în cuptor pentru 10 minute chifteluțele și aproximativ 12 minute cordon bleu. Să ne apucăm de treabă, pentru că vorbă multă sărăcia omului, da? Dacă toți sunteți cu mine aici și îmi țineți de urât, o să lucrez vorbind cu voi, dragilor. Curățăm castraveții, pentru că mie îmi plac mai mult castraveții ăștia care nu sunt foarte mari. Adică așa, doi castraveți mai mititei. Mi se pare că sunt mai aromați, pentru că parcă își păstrează mai bine din savoare, da? Și au un gust așa mai rocoros, răcoros. Acum, dacă tot vremea parcă s-a mai încălzit, simțim că e primăvară și când căldura de afară ne ajută, parcă ne vine să mâncăm lucruri mai colorate și mai fresh, mai proaspete, da? O să curăț și celălalt castravete. Așa. Mi-am pregătit aici o farfurie întinsă în care să pun tot ce voi arunca după aceea la gunoi. Că e interesant, lași locul de muncă curat, da? Știți asta. Eu nu întotdeauna am făcut așa, recunosc, da? Acum, așa mai la maturitate, să nu zic bătrânețe, am devenit mai ordonată și asta datorită soțului meu, pentru că toată viața mea am fost un om foarte dezordonat, împrăștiat. Poate că multe doamne se regăsesc în ceea ce spun eu acum, sunt convinsă. No, nu e o nenorocire. Vă puteți schimba la orice vârstă. Așa. Și acum, pentru că tot am spălat roșiile, o să le feliem. Așa. Pentru că roșiile astea nu sunt foarte mari, eu am să le tai în trei. Așa, trei felii dintr-o jumătate de roșie. Așa, ca să simțim totuși că mâncăm ceva. Așa. Și am să le pun. Deja începe să arate mai colorat, verde cu roșu. Parcă e prinde viață și culoare. Și nu arată rău, da? Uite așa. Așa, mai o roșie și am terminat și cu roșiile. Așa. O să punem castraveții. Am spus că îi feliem așa. Nici foarte mari, nici foarte mici. Da? Ia uitați, cam așa. Dacă sunt foarte mici, mie, să fiu sincer, nu prea îmi plac. Pentru că nu-i prea simt prin salată. De asta, totdeauna când toc, o să vedeți și frunza, o las puțin mai mare, nu foarte mică.
pentru că vreau să simt totuși ce mănânc acolo. Așa, tăiem și celălalt castravete. Așa. Deja miroase a castravete aici, ceea ce e bine. Ceea ce e bine. Are gust foarte bun. Mie tot nu mi-au plăcut salatele. Chiar dacă n-am pus nimic lângă ele, mi-a plăcut să mănânc salată așa, pur și simplu, cu crutoane de pline sau cu parmezan. Puteți să faceți asta. Și tai și vedeți ardeiul tot așa, nu foarte mic, nu foarte mare. Când este foarte mic, nu-l mai simt în salată, așa că mi se pare potrivit să fie așa. Jumătate de ardei gras, ardei din ăsta roșu. Puteți să puneți și ardei verde. Eu l-am pus așa pentru că mi se pare mai cărnos și mai bun la gust. Și de culoare nu mai spune, uitați. Ce bine arată, da? Hai să tocăm și frunza asta de pătrunjel pe care am spalat-o înainte. Am spus că o tocăm puțin mai mare, da? Nu foarte mic, uite așa. Pătrunjel verde. Asta e o masă pe care o pregătiți în timp foarte scurt, gustoasă și arătoasă. Cred că o să vă inspire și pe voi, dragilor. Și pătrunjolul miroase foarte bine. Am spus că avem nevoie de mirosuri, de arome. Se zice că mănânci cu ochii prima dată. Și cred că cine a spus asta a grăit bine. Sărăm. Sărat, eu pun vegeta, da? Așa, și nu foarte mult, că nu mâncăm foarte sărat. Așa. Așa. Puțin ulei de măsline, da? Așa. Le-am spus că o să pun miere, da? Pentru că îmi place dulțul, gustul așa puțin mai dulceag. Și o să pun așa. Miere de albină. Era o vreme în care foloseam foarte mult sirop de agave, da? Din ce m-am informat, ce am citit, nu cred că e la fel de sănătos cu mierea și dacă tot avem miere în casă și la îndemână și sănătoasă, de ce să nu ne folosim de un produs sănătos? Și mai ales românesc, să știți. Așa. Oțet balsamic, da? Așa. Mestecăm. Trebuie să fie omogenizat totul, ca să aibă gust. O să gustăm. Eu cel puțin tot n-am gustat mâncarea. Știu că sunt doamne, gospodine, care nu gustă mâncarea. Eu așa m-am obișnuit. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău. Eu vă spun ce fac eu. Da, mi se pare arătos. Dacă e gustos, o să vă spun imediat că o să și gust. Să văd cum e. Așa. Ia să vedem. Să vedem. Să gustăm. Este exact ce trebuie. Și acum o să pun în cuptor. V-am spus pentru 10-12 minute. Am preîncălzit cuptorul, da? La 180 de grade. Cina noastră e gata, dragilor, poftă bună, ia uitați cum arată. Și vă spun eu, vă promit că dacă o să o faceți, o să vă placă. Așa că, poftă bună!